S-au diminuat protestele minerilor din Valea Jiului în urma discuțiilor purtate cu administratorul special și prefectul județului Hunedoara. Minerii de la mina Vulcan au ieșit din subteran, pe când ortacii din mina Lonea au anunțat că vor continua protestul prin oprirea activității fiecărui schimb de tură. Aseară, în jurul orei 20, Dan Agrișan, administratorul special, a intrat în subteran împreună cu o delegație din care au făcut parte Viorel Stancu, Constantin Jujan și Petrenica. După lungi discuții, ortacii au început să iasă pe rând afară. Ați vorbit cu administratorul special? Da. Ce v-a spus? Totul s-a rezolvat. Nu se poate. Veți continua protestul? Imediat ies toți minerii afară. Ce ați vorbit cu minerii? Am descris situația care e acolo. Mi-au spus, am discutat pe fiecare revendicare în parte și le-am spus ce putem noi să facem în condițiile astea, ce poate să facă guvernul. În concluzie? Se va opri protestul? În concluzie, au rămas să mai discutăm. Oboseala și starea precară de sănătate i-a determinat pe ortacii de la Lonea să diminueze protestul. Chiar și așa, aceștia nu au renunțat ca și colegii lor de la Vulcan, ci au ales o formă mai ușoară. Astfel, acum, ortacii de la Lonea intră pe schimburi în subteran, stau acolo un șut, însă nu dau producție. Minerii de la Lonea protestează în continuare în subteranul minei, dar au renunțat la acea formă extremă. Protestează în continuare timp de 6 ore, după 6 ore merg la... ies afară și merg acasă. Următorul schimb iară protestează. Minerii de la Lonea au fost nevoiți să apeleze la această formă de protest mai ușoară pentru a nu-și pune viața în pericol, deoarece aseară unul dintre ei a fost scos cu targa din subteran. Chiar dacă protestele s-au mai diminuat, spiritele sunt destul de încinse în Valea Jiului. În această dimineață, liderul minerilor de la Lonea, Vasile Păduraru, a hotărât să-și dea demisia din funcția de vicepreședinte al sindicatului Muntele. Acesta spune că, spre deosebire de foștii săi colegi, el nu poate accepta măsurile pe care în perioada următoare administratorul special le va pune în aplicare. Eu personal consider că nu pot să fac parte dintr-o organizație sindicală care mai bine aș zice că e o organizație politică. Unii lideri de sindicat, așa zici lideri de sindicat, fac și sunt implicați, fac politică și sunt implicați cu politicienii. Mai puțin de a apăra drepturile membrilor de sindicat. Eu nu pot să fiu de acord ca să mă duc să-i propun administratorului special să iau din dreptul minerilor din contractul colectiv de muncă. Acesta și-a prezentat demisia din funcția de vicepreședinte din motive pe care nu le voi discuta eu acum și care țin efectiv de relația internă din cadrul organizației. La această dată și salariatul Marian Iriza, care era declarat în greva foamei, colegul nostru de sindicat de la mina Vulcan, a ieșit afară. Nu știu să mai fie cineva în greva foame sau blocat în subteran. Știu însă că la mina Lonea, schimbul întâi, protestează, dar în timpul programului de lucru. La Vulcan se lucrează. După ce și-a dat demisia din sindicat, Păduraru s-a întors în subteran la ortacii lui pentru a continua protestul.